redescoperit minunea ta pledoarie stoică în direcția echilibrului și armoniei universale și după ce am savurat revenirea la inocență și puritate în scrierile profesorului de literatură medievală de la Oxford, C.S. Lewis, iată ne ajungi într-un punct decisiv. Sinteza europeană între Roma, Atena și Ierusalim. Începem să înțelegem, dragi prieteni, că sufletul Europei s-a hrănit prin arta conversației despre bine, adevăr și frumos, despre iubire, moarte și veșnicie, despre rațiune și credință, despre timp și eternitate. Până să introduc următorul invitat, permiteți-mi să remarc că firul roșu al prezentării din această seară este un filon de aur. Așa cum știm cu toții, aurul se află în adâncime, departe de impurități, departe de orice cloacă sau baltă noroioasă. În biblioteca oricărei case, a oricărei școli, a oricărui muzeu, a oricărei biserici sau chiar mănăstiri, filonul de aur îl reprezintă cu siguranță Biblia și toate cărțile care documentează și aprofundează impactul revelației creștine asupra diferitelor culturi și civilizații. Un mănunchi format din trei cărți, Iisus la Nicea, Povara Libertății, Life from Life, o teză de doctorat susținută cu brio la Londra, reprezintă pentru dumneavoastră, în această seară, în mod excepțional, biletul de intrare pentru 30 de zile la toate întâlnirile Gold, Silver și Bronze ale Clubului Marilor Cărți. Cu acest pachet, pe care îl găsiți la standul de carte, puteți să beneficiați de un discount de 30%, dar și de un voucher gratuit, valabil în perioada de 10 martie-10 aprilie 2022 și, dacă nu mă înșel, cred că și autograful este inclus în preț, nu-i așa, domnule Neamțu? În plină pandemie, acum un an, când întâlnirile cu mai mult de 20 de persoane erau interzise, iubitorii de carte din Timișoara se strângeau în subsolul unei biserici evanghelice, Metanoia. Unul dintre primii conferențiari în această catacombă a rezistenței prin cultură a fost domnul profesor Claudiu Mesaroș, filozof și exeget al unui ev mediu, deloc întunecat. Pentru a ne vorbi despre cuvânt sub tirania imaginii, despre puterea conversațiilor într-o lume a monologurilor exclusiviste, îl invit acum pe domnul profesor Claudiu Mesaroș să își susțină pledoaria. Bună seara! Mulțumesc pentru această invitație care mă onorează. Mulțumesc pentru faptul că cumva m-am numărat printre cei care de la bun început au făcut parte din acest club select numit Clubul Marilor Cărți. Nu știu cum s-a întâmplat, dar acele începuturi dintr-un demisol, de fapt o sală de conferință, cred că demisol în sensul acesta, tenebros al cuvântului, am participat la una din primele întâlniri, cred, vorbind despre confesiunile lui Augustin. Și apoi, ulterior, în varianta online, am vorbit despre Banchetul lui Platon. Deci cam asta a fost identitatea mea bibliografică, să spun, nu, în acest club. Și am fost de la bun început bucuros de faptul că această extraordinară idee i-a venit cuiva, cred că lui Mihai, nu știu, dar cred, bănuiesc. și că acest lucru chiar există. Personal, am simțit de-a lungul timpului lipsa unui asemenea context în care să poți vorbi despre cărți, despre modul în care cărțile ne-au modelat, despre care sunt cărțile importante în viața noastră și discuțiile astea să aibă loc, evident, într-un mod cât se poate de sobru, de angajant și alături de un public tânăr care să învețe ceva din aceste discuții și să prindă gustul lecturii. A fost extraordinar și pentru mine, repet, este o experiență cu care mă identific absolut complet. Acum, simt că am avut loc o mică schimbare pe parcursul prezentărilor, pentru că, din câte știu, pledoaria mea este una sintetică, deci nu,
V-a vorbit Mihai despre Dostoievski, totuși, chiar dacă mai lăsat să știe. Lumea știe, da. Așa încât, dați-mi voie să revin cumva la spiritul întâlnirii de azi. Despre spiritul Europei, despre sufletul Europei, despre ceea ce ne învață cărțile, privire la identitatea noastră și la ceea ce înseamnă să fii european. Aș porni de la un cuvânt cheie, s-au folosit mai multe direcții, au fost indicate, sigur, mai multe direcții în această seară, s-au folosit mai mulți termeni cheie. M-aș folosi însă de un cuvânt banal, și anume căutare. Spiritul sau sufletul Europei este unul căutător, zetetic, cum spuneam grecii. Și asta cred că este ceea ce ne dă identitate, chiar dacă între identitate și căutare pare să existe o oarecare incompatibilitate, este de fapt același lucru, pentru că identitatea este ceva ce cauți mereu, e ceva despre care nu poți să spui niciodată că ai găsit, ții mână și eventual te angajezi într-o luptă pentru demonstrarea superiorității acelei identități. Între A este identic cu sine și ființa noastră, firea noastră, care nu știe nimic despre sine și care își caută identitatea în parcursul întregii vieți, este un interval destul de mare cu care se pare că nu prea știm ce avem de făcut. Marc Aureliu, pentru că tot a vorbit domnul Arieșan despre el aici, și a ghidat aceste căutări, aceste dialoguri cu sine, pe o axiomă destul de interesantă, o axiomă stoică, de altfel, dar pe care a folosit-o, a pus-o în aplicare, să zic așa, ceea ce înseamnă dialogurile lui către sine. Și anume că viața unui om nu e nimic altceva decât un permanent exercițiu, un permanent antrenament de sine, o căutare de sine. Ce suntem noi în mod fireț, adică de la natură? Suntem o grămadă de dorințe. Spunem și astăzi wishful thinking. Punem tot timpul în prim plan ceva ce am vrea să se întâmple, ceva ce am vrea să fie în jurul nostru, ignorând, uitând foarte repede faptul că între ce vrem și ceea ce se întâmplă în mod concret, obiectiv, distanța e foarte mare și că ceea ce se întâmplă în mod obiectiv nu stă în puterea noastră de a modifica. De cele mai multe ori. Dorința aceasta, deci e ceva cu care ne luptăm, este căutarea, este antrenamentul de care suntem responsabili. Și pentru ca să ne rezolvăm acest conflict între grămada de dorințe care suntem noi și ceva din jurul nostru pe care nu putem influența, ce nu putem modifica, stoicii recomandau simplu, semin, candid, studierea fizicii. Sigur, nu ne cer tuturor să fim niște cercetători, niște fizicieni, în sensul acesta, dar cunoaște natura. Învață, cercetează firea din jurul tău. Astronomie, fizică, mecanică, optică, nu strică. Nu poți să fii un om nici responsabil, nici echilibrat cu sine, nu? Dacă nu înțelegi cel puțin atâta, că în jurul tău se întâmplă niște lucruri de care nici nu poți fi responsabil și pe care nici nu le poți influența. Nu ești creatorul lor. Deci dorința aceasta care ne mistuie și care ne dereglează raportul cu lumea este un fel de sarcină la care avem de lucru toată viața. Al doilea punct de pornire este impulsul. O altă sarcină. Suntem, vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, niște îngrămădiri de impulsuri, niște pulsiuni. În sensul acesta natural, firesc, altfel.
avem instinct. Ne e greu cu el. Nu? Pentru că el e de multe ori de bun în situații neplăcute, în situații jenante. Plătim foarte mult datorită instinctelor. Iarăși, un program de viață este acesta. Să ne omorâm instincte. Și pentru asta stoicii iarăși recomandau candid și fără niciun fel de apăsare specială, etică. Studiază oamenii din jurul tău, raportează-te la ei întotdeauna, astfel încât interesul tău, al interesul lor să primeze în fața interesului tău. A reușit, reușește. Asta vreodată. Nu vei reuși niciodată 100%, așa cum niciodată nu vei fi un fizician, în sensul academic al termenului. Tocmai despre asta e vorba. Despre o misiune care durează toată viața. Și, în fine, ultimul lucru care trebuie să ne luptăm este propria noastră minte. Pentru că, înainte de a învăța ce înseamnă aceea să gândești, ce înseamnă aceea să gândești corect, ceea să cunoști ceva, te lupți cu o limită a propriei minți. Și limita asta nu e ceva de genul nu-L pot cunoaște pe Dumnezeu sau nu pot să înțeleg natura. Limita asta e ceva foarte intim, închipuirea. Trăim din închipuiri și chestia asta ne conduce și ne orbește. Și de cele mai multe ori ne face rău. Pentru că nu reușim să dăm la o parte imaginarul, închipuirile, cu alte cuvinte să gândim corect, să știm când ne contrazicem, să știm când cineva greșește, când cineva dorește să ne influențeze, să ne amăgească și așa mai departe. Și iarăși, stoicii spun, învață logică. Lecțiile astea trei, învață fizică, învață etică și învață logică, sunt structura de bază a educației europene până în zilele noastre. Științele naturii, științele sociale și științele umane. Căutare, deci, de sine, în sine, în jur, și vreau să închei, nu știu dacă am consumat sau un timpul, cred că am abuzat. Vreau mai să închei cu o aluzie, fiindcă cred că se leagă foarte bine, chiar dacă Marc Aureliu, cum spunea Claudiu, nu e creștin, n-am fost creștin, contemporan însă cu creștinii, cu, din perioada dinainte de Constantin, de edictul de la Milano, deci nu putem să zicem că e vorba de lumi total diferite. Cred că prima apologie a lui Justin Martirul a fost auzită și de Marcus Aurelius. Este un capitol în tratatul despre facerea omului a Sfântului Grigore de Nisa, în care aș putea următoarea întrebare. Unde este mintea? Eu când am citit chestia asta am fost șocat. Asta începe ca o carte de filozofia minții de secolul 20. Deci Grigore de Nisa zice, unde-i mintea? Am citit în traducere, cred că Frene, nu știu exact ce termen folosește în greacă, dar unde-i mintea? Nu vine asta. Și continuă Grigore. Nici dacă ar veni cineva cu Biblia în brațe să-mi spună că mintea e în creier sau că mintea e în inimă, sau că mintea e în rărunghi, n-o să iau de bună ce se spune, pentru că Biblia conține foarte multe referiri la minte și trebuie să ținem cont de toate. De ce trebuie să ținem cont? Păi, spune Grigore, dacă mintea ar fi numai într-un organ, să zicem numit creier, ar însemna că ea poate funcționa atunci când alte organe sunt afectate. Ceea ce nu se întâmplă. Constatăm că dacă ne doare un deget, nu mai suntem aceiași gânditori cum suntem atunci când nu ne doare un deget. Deci mintea nu este numai în creier. Mintea nu e nici numai în rărunghi, cum spune psalmistul.
Că atunci iarăși am putea să renunțăm la un organ numit creier. Unde e mintea? Mintea este nu într-un organ. Mintea este o armonie a funcționării tuturor organelor, astfel încât este în toate, dar niciodată într-unul singur. Iar ființa umană, și aici urmează partea genială, este asemenea un instrument de cântat, care poate să cânte numai dacă este întreg. Fără să execute cineva un cântec, instrumentul respectiv este o simplă colecție de materiale de construcție, lemn, metal și așa mai departe. Dacă nu există această colecție de materiale de construcție, cântărețul poate cel mult să-și imagineze un cântec, dar cântecul propriu zis nu există. Așa cât noi, ca ființe umane, e vorba despre crearea omului în tratatul ăsta, ce suntem? Suntem pur și simplu acțiunea, exercițiul de a cânta, de a folosi organele de care dispunem și suntem oameni, existăm, subzistăm ca oameni doar atâta timp cât cântecul respectiv se execută pe organe, pe instrumentul de cântat. În rest, ne putem raporta la noi în mod reducționist. Uneori ca la o bucată de lemn, alteori ca la o funcție a unui organ despre care nu știm mare lucru. Nu, acela este o. Deci, căutarea, exercițiul, acțiunea, dinamica, nu raportarea la o monedă moartă sau la o identitate, la o rețetă prescrisă cumva, nu? Și pentru care eventual ne putem angaja în războaie, transmibrene, nu? Pentru ca să demonstrăm care dintre identitățile astea fixe, care ne imaginăm noi că ar fi corecte, nu? Este superioară. Niciuna nu este superioară. Identitatea este, de fapt, o căutare, un drum. Asta este Europa. Mulțumesc!